Invitatul acestei săptămâni este unul dintre cei mai cunoscuți geneticieni din țară. Pionier în acest domeniu, Vlad Gorduza și-a dedicat întreaga viață studierii bolilor rare și a cauzelor genetice ale acestora. Medicul ieșan spune că de mic și-a dorit să devină medic pentru a-i ajuta pe cei din jur, iar de aproape 3 decenii face tocmai acest lucru. Rezultatele muncii sale stau mărturie pasiunii cu care și-a făcut meseria. Este membru al Societății Europene de Genetică Umană și al Societății Române de Genetică Medicală. Coordonează laboratorul de citogenetică prenatală al celei mai mari clinici de ginecologie din zona Moldovei și este prodecan al Facultății de Medicină din Iași. La acestea se adaugă sutele de articole și lucrări de specialitate apărute în publicații din țară și din străinătate, precum și zecile de proiecte de cercetare coordonate în domeniul geneticii. Având în minte exemplul tatălui său, medic și el, Vlad Gorduza nici nu a conceput să urmeze altă carieră. La început a vrut să devină stomatolog, asemeni părintelui său, dar până la urmă, la sfatul acestuia, a ales medicina generală. Medicina a fost dintotdeauna alegerea, probabil în contextul în care tata a fost medic. Am urmat calea din familie. El a fost stomatolog, nu m-a lăsat să fac stomatologie, a spus că e prea dificil, iar în anii 80 nu erau nici materiale, nici loc în Iași, deci ar fi fost de plecat la țară în condiții în care nu exista nimic. Ca urmare, a insistat să fac medicină generală, am intrat la medicină generală, printre primii, am terminat tot printre primii. Ca urmare, a fost o cale aleasă din gimnaziu, practic, am decis medicina. Ulterior, evident, s-au schimbat lucrurile, facultatea te învață cum să înveți, restul vine de la sine. Vlad Gorduza spune că soarta i-a îndreptat pașii spre genetică. La terminarea facultății nu a reușit să intre din prima la rezidențiat și s-a orientat spre o carieră universitară. Aici a avut norocul să dea peste un profesor de excepție care i-a insuflat dragostea pentru domeniul geneticii. A ajunge genetician a fost întâmplare, fiindcă, așa cum spune românul, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. De ce o întâmplare? Fiindcă în momentul în care am terminat medicina, evident, am dat internat, a fost singurul an cu internat în 1992. Nu l-am luat, nu am fost suficient de bine pregătit, se mai întâmplă. Iar ulterior am dat rezidențiat, am luat medicină de familie, dar între timp am intrat pe învățământ. În momentul în care am intrat pe învățământ, am intrat la genetică, și de acolo au decurs lucrurile în direcția geneticii. Am făcut genetică medicală și, ca urmare, asta fac și astăzi. Practic, schimbarea respectivă va schimba, dacă pot să spun așa, întregul parcurs de acum încolo. Evident, a schimbat întregul parcurs. A fost o alegere legată de faptul că mi-am dorit carieră didactică. Mama a fost profesor universitar, am avut exemplu în familie, ca urmare am dorit să rămân în învățământ când am terminat facultatea. Din fericire, mentorul meu, domnul profesor Mircea Covic, m-a întrebat dacă nu vreau să vin la genetică. Am spus că da. De acolo am intrat preparator, asistent, șef de lucrări, conferențiar și în final profesor la genetică. L-ați îmbinat pe amândouă, medicină din partea tatălui și partea de predat, da, din partea mamei până la urmă. Da, așa. N-ați supărat pe nimeni din familie. Nu, nu. Într-adevăr, amândoi cred că sunt mândri. Tata de unde este de sus, mama lângă mine încă. Dar s-au bucurat că m-au văzut realizat. Acum, Vlad Gorduza își împarte timpul între catedră și profesia de medic. Ambele presupun implicare, pasiune și numeroase provocări.
Ce e mai dificil, să predați la catedră sau să fiți medic? Amândouă, fiindcă amândouă reprezintă provocări. Ca să predai la catedră, trebuie să te adaptezi la cei din fața ta, care sunt din ce în ce mai îndepărtați ca vârstă. Dacă în primii ani exista o relație de prietenie care se putea stabili ușor, fiindcă ecartul de vârstă era mic, acum lumea mă privește ca cel de sus. Și că e dificil să intri cu ei în relație, mai ales că e altă generație, alte idealuri, alte scopuri în viață, alt tip de a învăța. Dar zic că mă pot descurca și în contextul actual, fiindcă tot timpul trebuie să înveți. Ca să predai, trebuie să înveți. Ca să practici medicină, trebuie să înveți. Poate vă privesc de sus și datorită CV-ului, pentru că între timp CV-ul s-a schimbat și nu mai e ca la început. Bineînțeles, nu sunt preparator, nu sunt asistent cu care conlucrează la grupă, ci cel care predă cursul. Am o anumită vârstă, consideră că sunt diferența de vârstă e foarte mare și probabil au o anumită frică. Dar eu nu o văd ca fiind necesară, dar ei consideră că trebuie să se comporte ca atare, cu un respect poate prea mare. Nu era mai comod să rămâneți doar la catedră? Dificil de spus. În primul rând nu puteam să progresez. Ca să progresez pe linia didactică în învățământul superior, trebuie să și practici. Fiind disciplină cu echivalent în rețeaua de medicină a Ministerului, evident, trebuie să faci și medicină, nu numai carieră didactică. Medicul Ieșan spune că genetica este una dintre cele mai grele specialități medicale, deoarece combină cunoștințe din toate domeniile. Într-un domeniu în care, practic, faci toată medicina, este singurul domeniu actual în care trebuie să știi de toate, fiindcă bolile genetice sunt boli de sistem, afectează orice organ, la orice vârstă, ca urmare trebuie să știi. Și de multe ori sunt foarte importante detalii. Multe boli le stabilești diagnosticul clinic pe baza unui semn extrem de fin, extrem de greu de deslușit de cei care nu au experiență, dar îți oferă satisfacția că ai pus un diagnostic. Din păcate, majoritatea n-au tratament. Pentru că spuneați de bolile astea, cred că se încadrează și bolile rare, care cu atât mai greu bănuim că sunt de diagnosticat. 80% din bolile rare sunt genetice. Adică o boală care afectează mai puțin de 1 la 2.000 de indivizi în populație este o boală rară. Bolile genetice, majoritatea intră aici. Nu știu dacă sunt 10 boli care au genetice care au frecvență mai mare de 1 la 2.000 de indivizi. Alea le vedem aproape lunar, măcar un caz, sindromul Down, hipercolesterolemie familială, dar restul boli rare. Într-un domeniu atât de dinamic și aflat în continuă schimbare, învățarea continuă este mai mult decât o necesitate, este o obligație. Este obligatoriu, altfel nu ne putem dezvolta. În momentul în care mergi la întâlniri de științifice, capeți informații noi, pe care altfel n-ai avea cum să le obții. Chiar dacă citim, chiar dacă ne informăm, internetul e prietenul nostru, evident, filtrăm informația, dar altfel nu o putem obține. Aveți și întâlniri cu reprezentanți din alte țări, nu numai din România? Da. La conferințele și congresele organizate de Societatea Română de Genetică Medicală avem de fiecare dată minim 3-4 invitați străini, de regulă somități ale domeniului, care vin, ne comunică din experiența lor și putem stabili și relații de colaborare, adică ne ajută să punem diagnosticul în boli extrem de rare, care altfel n-am putea să-l stabilim. Cum se pot face aceste parteneriate, să le numesc așa? Parteneriatele de regulă sunt pe relații directe, adică stabilești o relație cu instituții. Nu prin instituții, este o relație om-om. Dacă ești om, evident că cel care vine
capătă încredere în tine, vede că avem o anumită experiență, dar, din păcate, dotarea tehnică nu ne permite să ne dezvoltăm mai mult. Cât privește calitățile pe care trebuie să le aibă cei care doresc să se specializeze în acest domeniu? În primul rând, deschiderea la nou. Trebuie să fii deschis, să accepți ideea că trebuie să te perfecționezi, să ai o bună memorie, să ai capacitatea de a comunica cu oamenii, fiindcă spre deosebire de alte specialități, noi comunicăm nu numai cu pacientul, trebuie să comunicăm și cu familia pacientului, să-i explici faptul că există o boală care are potențial de transmitere în cadrul familiei, că pot fi și alte cazuri de boală, că pot apărea noi cazuri de boală, că nu ai tratament, deci trebuie să ai și calități de psiholog, nu se poate fără. Și evident, trebuie să arăți și compasiune, să fii apropiat de cel cu care discuți, e dificil. Cum se vede cariera acum de la nivelul acesta până pe băncile studenției? Înapoi, așa să spun. Retroactiv, zic că a fost o carieră frumoasă. N-am de ce să mă plâng, a fost o carieră în care am avut, pot să spun, și noroc, fiindcă a fost o linie deschisă de către domnul profesor Mircea Covic, care a format școala de genetică la Iași și nu numai la Iași, practic în România el a fost fondatorul împreună cu profesorul Bembea de la Oradea și regretatul profesor Maximilian de la București. Din păcate, la momentul de față, genetica la București este făcută de oameni care nu sunt geneticieni și atunci, cum în România totul e centralizat, dacă nu există genetică la București, nu există nici în țară. Vlad Gorduza spune că domeniul geneticii s-a schimbat radical în ultimele aproape 3 decenii. Posibilitățile sunt nelimitate, dar specialiștii români se lovesc constant de lipsa de interes a guvernanților. Genetica e domeniul care s-a schimbat cel mai mult în ultimii 30 de ani. Practic, acum 30 de ani, ce ne-a fost nouă predat era cu totul diferit de ceea ce predăm noi astăzi. S-au făcut enorm de multe descoperiri pe linia analizelor care se pot face. Dacă acum 30 de ani singura analiză era analiza cromosomică, acum se fac analize moleculare la nivel de ADN, din ce în ce mai performante, cu o rezoluție din ce în ce mai bună și, evident, se poate stabili diagnosticul în mult mai multe boli decât acum 30 de ani. Cum stăm pe partea de practică? Pentru că e nevoie pentru viitorii medici. Practica, din păcate, nu stă bine în România pe domeniul genetice, fiindcă Ministerul Sănătății nu acordă importanța necesară. Este rezidențiat. Eu am făcut parte din prima generație care am dat examen de medic specialist pe genetică. Cei dinaintea mea au fost numiți, au primit diploma de medic specialist sau medic primar pe baza CV-ului. Noi, în 2000, generația mea, am fost primii care am dat examen de specialitate și ulterior primariat. Din păcate, rezidențiat există, posturi nu există. Pe domeniul public, în partea privată, sunt diverse laboratoare care au în schema de personal medic genetician care să interpreteze analizele de genetică făcute de laboratoarele respective. Dacă acum 25 de ani nu aveam diagnostic prenatal în România, acum se poate face diagnostic prenatal și cromosomic și molecular, din ce în ce mai performant. Din păcate, nu sunt banii suficienți pentru acest lucru și atunci cei care sunt informați și au fondurile necesare apelează la servicii de genetică prenatală. Altfel, este dificil, fiindcă ce oferă statul este foarte puțin. 2000 de analize pentru toată România pe un an, insuficient. Zona de nord-est, regiunea de nord-est mai exact, are un singur centru de acesta de expertiză. Așa este. La Iași, Centrul Universitar Medical Iași este singurul care
asigură, pe de o parte, pregătirea medicilor specialiști în domeniu, pe de altă parte, coordonarea celor din teritoriu. Din nefericire, este un singur post de genetician în Moldova, la Bacău, restul județelor nu sunt acoperite. Cum ne descurcăm în această situație? Greu. Prea puțin un specialist la... Bineînțeles că este foarte puțin. Gândiți-vă ce înseamnă să vină un pacient de la Focșani sau de la Galați sau de la dincolo de Rădăuți. Sunt peste 200 de kilometri. Un pacient care are handicap, care este cu dificultăți de deplasare, cu dificultăți de adaptare la mediul social și atunci, evident, este foarte greu. Multe cazuri probabil sunt nediagnosticate și n-au nicio șansă de a fi diagnosticate. Atunci când vine vorba de planurile de viitor, Vlad Gorduza își dorește un singur lucru: cei cu putere de decizie să își întoarcă fața și să investească mai mult în domeniul geneticii. Ce-mi doresc? Îmi doresc să obțin o dotare pentru genetică la Iași. Din păcate, lucrăm la stat cu aparatură veche. La maternitatea cu zavod, aparatura are 15 ani. La spitalul de copii nu există. Totul ce se face, se face pe o aparatură care este achiziționată de universitate, ceea ce nu este normal. Împrumutată, cum ar veni. Dată în folosință, mai exact. Da. Dar încercăm. Sper să obțin ajutor și din partea universității, fiindcă, practic, la momentul de față, să fie o universitate de medicină de top care nu ai dotare de laborator de genomică, este o pată neagră.